aveți bucurie, sufletelor dragi. Iată-ne într-o emisiune pe care vă dedic vieții dumneavoastră. O emisiune pe care o realizez astăzi într-un mod special pentru cei care sunt în suferință. Este o emisiune pe care o dedic acelora care vor să evolueze și să învețe lucruri noi și mai ales acelora care își caută răspunsuri la multe dintre întrebările la care poate medicina, medicii, profesorii, preoții, duhovnicii n-au știut să le răspundă. După cum citim pe micul ecran, tema emisiunii de astăzi este una interesantă pentru că dezbate de altfel probleme pe care noi le avem și nu ni le tratăm la timp și care ajung să îmbolnăvească atât trupul, atât fizicul, dar și mintea. De ce ne îmbolnăvim? De ce ajungem să ne îmbolnăvim? Este întrebarea la care poate mulți dorim să aflăm un răspuns. Este o întrebare care, sigur, ne aduce dintr-o zonă de tristețe, într-o zonă de realitate pe care trebuie să o acceptăm că vrem sau nu, că în urma a ceea ce am pierdut sănătatea, am ajuns poate să fim neputincioși și de multe ori să nu mai avem aceeași vibrație sau aceeași bucurie pe care o aveam odinioară atunci când ne trezeam și ne programam timpul pentru a începe ziua și pentru a ne stabili prioritățile. Ce greșim și ce este de fapt greșit? Atunci când un om se îmbolnăvește, cade într-o stare de tristețe și de disperare. Atât știința, dar și religia ne învață că un om, indiferent prin ce încercări ar trebui să treacă, nu trebuie să dispere. Orice om care este astăzi încercat de o anumită suferință, fie ea fizică, trupească sau sufletească, nu are voie să renunțe la ideea și la speranța că într-o zi va învinge și va fi bine. Aici greșim mulți pentru că ascultăm de multe ori povești, ne umplem mintea cu tot felul de citate și cărți care comunică sau ne transmit informații greșite că noi, cei care astăzi suferim, nu mai avem nicio șansă. Și atunci în subconștientul nostru se setează acea credință sau acel crez prin care ajungem la un moment dat să ne dăm seama că tot ceea ce pare posibil, de fapt este imposibil. De ce? Pentru că viața noastră nu este așa cum ne-o proiectează și ne-o gândesc alții. De multe ori medicii, poate preoții, poate psihologii. Viața noastră este așa cum o trăim, așa cum o simțim și așa cum am știut să ne o organizăm și să o facem să fie frumoasă sau să fie urâtă. V-aș întreba pe cei care mă urmăriți, poate pentru prima dată, pe cei care m-ați urmărit și mă veți putea urmări și în alte emisiuni sau pe YouTube căutând aducător de bucurie, ce viață trăiți astăzi? Mulți probabil la această întrebare nu știți să răspundeți pentru că trăiți o viață care v-a fost inoculată sau împrumutată prin felul de a o gândi și a de o trăi și de a o simți, mă scuzați, pentru că mulți, și repet, majoritatea oamenilor, prin acțiunile lor, prin felul lor de a fi, de a își desfășura sau de a-și organiza viața, ajung să nu se mai gândească decât la ceea ce a spus X sau Y și să pierdă de fapt sensul și esența vieții, care poate fi frumoasă, care poate fi pentru fiecare dintre noi cei care astăzi suferim
poate deveni o lecție și ne poate învăța că mai avem încă de rezolvat multe probleme pe acest pământ, că merită să luptăm și să nu ne abandonăm vaporul în care ne-am situat atâția ani, 30, 50, 70 de ani, sau Dumnezeu știe câți, pentru că toate zilele pe care Dumnezeu îngăduie să le trăim sunt de la Dumnezeu și pentru că zilele sunt de la Dumnezeu, ele sunt un dar pentru fiecare dintre noi pe care noi trebuie să-l prețuim. Forța gândirii, iubiții mei, este uneori foarte importantă și pot să spun că peste 80% din ceea ce trăim și din ceea ce organizăm, din ceea ce parcurgem zilnic, are legătură cu modul în care știm să gândim, să simțim și să ne trăim viața. Forța gândirii, subliniez acest cuvânt, este cea care te ajută prin gândirea ta, dacă este una pozitivă, să te ridici, să te refaci și să reconstruiești ceea ce alții au încercat să dărâme prin modul lor de a te descrie, prin modul lor de a te denigra. Prin forța gândirii pozitive poți să învingi boala, poți să învingi tristețea, poți să învingi neputința și să devii un om puternic sau puternică, așa cum ai visat, așa cum poate erai sau ești încă, câtă vreme asculți această emisiune și câtă vreme încerci să neglijezi și să lași deoparte necazurile care de multe ori poate te-au doborât, te-au ținut pe loc, dar care vor dispare din viața voastră din momentul în care nu vă veți mai gândi la ele. Este important să reținem că noi prin puterea gândului marcăm prezentul și construim viitorul. Prin puterea gândului, iubiții mei, eu pot să influențez o masă de oameni, pot să-mi influențez familia, o pot determina să gândească împreună cu mine pozitiv și prin puterea credinței, a rugăciunii să se roage împreună cu mine, dar totodată pot să determin întreaga familie să mă compătimească prin gândirea lor să primească acel sentiment de milă în care sunt privit ca un om neputincios și atunci gândirea lor mă va țintui oarecum la această neputință în care sunt, la această suferință a sufletului sau a trupului și în loc să mă ridic și să mă scutur de suferința care mă ține la pat și pe care o hrănesc prin puterea cuvântului, nu fac altceva decât să-mi croiesc sau să-mi proiectez următoarele zile pe care le voi petrece într-o suferință și într-o compasiune pe care o voi primi în continuare de la membrii familiei, de la prietenii mei care mă vor suna și vor spune, vai săracul sau săraca. Aceste cuvinte conțin o vibrație foarte mare. Aveți grijă că prin cuvintele pe care voi, iubiții mei, le folosiți și le rostiți, vă puteți face proprii voștri dușmani. Să nu folosești, spune o mare înțeleaptă a vremii, cuvintele împotriva ta. Să nu folosești niciodată arma pe care ți-a dat-o Dumnezeu, prin care poți să-ți proiectezi prezentul și viitorul și să-ți-l faci frumos, să o folosești împotriva ta. Și sunt oameni care, din păcate, se autodistrug prin felul în care vorbesc, prin felul în care încearcă să-i convingă pe alții că nu mai au nicio șansă, prin felul în care se plâng și plâng, bocesc și spun că viața lor s-a terminat sau că se va termina. De ce s-a terminat sau de ce se va termina? Pentru că n-au fost capabili să lupte până la sfârșit. Într-una din emisiunile mele pe care le-am avut la un alt post de televiziune, eram întrebat de acea doamnă reporter care este cea mai frumoasă și puternică rugăciune pe care o putem rosti atunci când avem necazuri. Și această rugăciune
Vă repet pentru cei care poate n-ați avut timp să mă urmăriți și pentru cei care mă urmăresc acum pentru prima dată, este de fapt regăsit în două cuvinte. Doamne, iartă-mă! Nu pot să încep o nouă viață. Nu pot să cer de la Dumnezeu șansa de a mă face bine și de a mă vindeca dacă nu mi-ai iertat păcatele. Și v-aș întreba oare cine este vrednic să ceară de la Dumnezeu această mare șansă de a-i se ierta păcatele și de a primi ceea ce căutăm cu toții, fericirea. Vă răspund că poate nimeni, dar prin iubirea Lui nemărginită, prin dragostea supremă pe care o are față de creație, care suntem noi, creați după chipul și asemănarea Sa. Fiecăruia dintre noi dă o șansă la o nouă viață pe care, dacă o înțelegem, chiar dacă a venit prin suferință, o vom ști prețui, iar cei care nu vor înțelege nimic vor pleca din această lume triști și vor lăsa tristețea în urma lor drept moștenire la cei care nu i-au putut înțelege și nu i-au putut ajuta. Aș vrea, în schimb, să mă opresc puțin la ceea ce are legătură cu legătura trecutului, cu moștenirea genetică și cu blestemele pe care mulți dintre dumneavoastră încă le moșteniți, cu farmecele despre care vorbește biserica. Aceste stări în care nu te regăsești, nu te simți bine, în care treci de la râs la plâns, de la tristețe la zâmbet și nu știi unde să te oprești. Toate aceste stări de neputință au legătură cu ceea ce tu, iubite suflete, ai reușit să faci, să-ți construiești sau să-ți distrugi de-a lungul vieții. Te întreb de ce ești singură? Te întreb de ce ești singur? De ce plângi? De ce nu ți-ai găsit încă perechea sufletului tău? Răspunsul ți-l dau eu. Nu îl vei găsi câtă vreme gândirea ta va fi una limitată la starea la care ești. Tocmai de aceea aveți datoria de a vă ridica, de a cere ajutorul și de a lupta cu propriile voastre gânduri și griji și de a nu lăsa răul să vă învingă. În cărțile pe care le vedeți și care rulează acum pe micul ecran, am explicat care sunt secretele reușitei în viață. În cartea Sacroterapia, Medicina Sufletului, în cartea Te iubesc, 135 de cuvinte, Tu mă iubești. Am încercat să explic cât de importantă este vibrația cuvintelor și mesajul pe care el ți le poate transmite ție la nivel de subconștient, la nivel de psihic. Iubite suflete, cu toate acestea nu este suficient, mai ai nevoie de ceva, mai ai nevoie de ajutor și am vorbit în fiecare emisiune, am vorbit și voi vorbi necontenit de dragostea și ajutorul sfinților, de dragostea și ajutorul pe care l-am descoperit prin prezența Sfântului Pangratie în viața mea ca preot slujitor, a cărui sfinte moaște se găsesc la bisericuța Sfânta Maria din Voluntari Pipera, unde racla i-a fost construită și încă se mai lucrează la înfrumusețarea ei la biserică pentru a vă putea primi pe data de 9 iulie, când este ziua Sfântului și când vom face rugăciuni de dezlegare a blestemelor, a lucrurilor necurate din viață, rugându-L pe Sfântul Dorințelor să vină și să vă ajute vouă, celor care astăzi căutați schimbarea, celor care astăzi căutați un nou drum și căutați de fapt împlinirea dorințelor, și mă refer în mod special la părinții care plâng pentru copii, mă refer în mod special la copiii care sunt neîmpliniți și care astăzi sunt singuri. Am văzut tineri care și-au căutat perechea sufletului lor și au întâlnit-o, dar după multă, multă nevoință și după multă rugăciune.
Mă veți întreba și probabil mulți nu înțelegeți de ce este nevoie să ajungi ca om să te rogi. Nu ți-a cerut nimeni să fii habotnic. Eu nu încurajez habotnicia, însă vin să vă spun că există totuși pentru orice în viață o lepădare. Că vrei să nu mai fii bețiv, trebuie să te lepezi de acel viciu sau de acea patimă. Dacă vrei să nu mai fumezi, trebuie să lupți cu propria ta plăcere internă și să-ți învingi această dorință și să-i dai, de fapt, sufletului și trupului puritatea ce ia locul acelui fum pe care îl inhalați de multe ori și pe care mulți îl justificați ca fiind tămăduitor sau aducător de liniște. Dar de ce nu-l justificați altfel? Acel timp, rugându-vă 5 minute sau 10 minute din timpul pe care vi-l fură acest viciu și să vedeți că se întâmplă ceva minunat. Și acel ceva minunat despre care vă vorbesc acum are legătură, iubiții mei, cu acel pod pe care de multe ori trebuie să-l facem pentru a obține ceva, să renunțăm la ceva. Dumnezeu nu-și cere sacrificiu. Dumnezeu nu-și cere jertfă de alt gen. Își cere doar timp. Ca din timpul tău, care este împărțit, timpul pentru shopping, timpul pentru masă, nu cred că nu vă dedicați un timp minim de 5, 10, 20, o jumătate de oră, o oră la masă. Același timp trebuie să-l dedicați și sufletului vostru. Să-l dedicați rugăciunii și să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru ceea ce v-a dat. Aș vrea să știți că odată cu timpul pe care vi-l cere Dumnezeu la schimb pentru ceea ce primiți, vă mai cere ceva, să vă schimbați gândirea. Să nu mai gândiți rău, să nu mai scoateți pe gură venin și să încercați să evitați scandalul. Să știți că multe cupluri, lor actuală, trăiesc într-un conflict permanent, într-un scandal pe care îl folosesc prin cuvintele triviale pe care și le rostesc unii altora. Cuvintele, repet, sunt ființe vii. Cuvântul are un câmp de energie, ne spune știința, atât de puternic încât îți poate distruge tot ceea ce ai construit de-a lungul anilor. Ai construit iubire în jurul tău, ai construit armonie și în 10 minute de înjurături, de blesteme, de cuvinte urâte, ai putut distruge toată această perioadă frumoasă care ți-a adus ție, iubite suflete, poate amintiri frumoase și ți-a creat imaginea unui viitor ce trebuia să fie perfect, dar prin lipsa ta de iertare, prin lipsa capacității tale de a înțelege pe cei care poate sunt mai slabi ca tine, ai ajuns să pierzi. Să știți că în fizica cuantică, un mare scriitor, Bernd Heisenberg, spunea că cuvintele au o vibrație atât de mare încât ajung până la capătul universului. Veți zâmbi mulți ascultând o asemenea teorie. Să știți că este reală, pentru că atunci când se și spune acest lucru, cineva te vorbește de rău, ți se înroșesc obrajii. Atunci când cineva te vorbește de rău, te bârfește, ești agitat, devii agitat. Acest câmp despre care vă vorbesc este de fapt format din energia neagră pe care tu, în loc să scapi de ea, o hrănești, o alimentezi și te realimentezi pentru a doua zi, iar a doua zi te întrebi de ce nu merge bine. Știți de ce nu vă merge bine? Pentru că nu aveți încredere în voi. Pentru că nu aveți încredere în șansa pe care fiecare om o are de a se ruga, de a se proteja,
și de a cere ajutorul lui Dumnezeu, rugându-L să facă ceea ce noi nu putem face. Vă spuneam de acest mare sfânt al dorințelor, Sfântul Pangratie. Acest sfânt, prin Sfânta lui Icoana, ne transmite un mesaj cutremurător. Cei care mă vor avea în casa lui, bucuria, bunăstarea și iubirea vor lua locul întristării. Acest mesaj trebuie să-l memorați și să-l cereți mijlocitorului înaintea lui Dumnezeu, Sfântului, să vi-l aducă în casa voastră. Pentru că se spune că nimic nu este întâmplător, se spune că orice om pe care l-ai întâlnit în viața ta poate fi o lecție și mi-aș dori ca lecția vieții voastre să fie, iată, regăsită sau să fie, de fapt, întâlnită în această emisiune pe care eu v-am dedicat-o vouă și sufletului vostru. Nu-L supărați pe Dumnezeu cu necredința voastră. Nu-L supărați pe Dumnezeu prin cuvintele urâte pe care le folosiți. Dumnezeu te-a creat să fii fericit. Te întreb și te întreb pe tine, cel care mă privești. Tu, suflete drag, de ce plângi? De ce suferi? Câtă vreme în tine stă ascunsă demnitatea lui Dumnezeu? De ce nu înțelegi că demnitatea lui Dumnezeu este mai presus decât orice răutate pe care cineva o are împotriva ta, pe care cineva a expus-o denigrându-te? Tu trebuie să înțelegi, cel care mă asculți, că ești mai puternic decât acești oameni mici care te judecă, care te comentează, care te analizează și te așează într-un loc care nu este locul tău. Fiecare om are dreptul la fericire. Fiecare suflet are dreptul la mântuire. Fiecare dintre voi, cei care astăzi mă ascultați poate pentru prima dată sau mă ascultați în direct acum sau în reluare, trebuie să înțelegeți că mesajul pe care eu vi-l transmit este pentru voi, cei care căutați o nouă șansă și un nou drum. Lepădați-vă de hainele schimbării. Știați, iubiții mei, că prin hainele pe care le aduceți de la muncă, munciți în colective unde sunt fel de fel de oameni cu fel de fel de energii. Se cuibăresc duhurile rele, se cuibăresc acele energii negre care vă intră în casă odată cu voi și care nu fac altceva decât să stârnească cearta dintre tine și soțul tău sau copiii tăi sau părinții tăi, din nimic. Aș vrea să vă gândiți de câte ori v-ați certat degeaba. Aș vrea să vă gândiți de câte ori ați ajuns să vă aruncați cuvinte grele degeaba și ați ajuns, dragii mei, la acel moment în care nu v-ați mai suportat sau vi s-a părut că orice gest pe care l-ar fi făcut omul căruia i-ați jurat iubire să vă deranjeze și poate să nu vi-l mai doriți în preajmă. Ne întrebăm atunci, ce s-a întâmplat? Răspunsul este, s-a îmbolnăvit sufletul tău. De ce s-a îmbolnăvit? În primul rând, de nepăsare. De nepăsarea pe care tu, iubite suflete, ți-ai acordat-o ție. Au trecut momente importante pe lângă tine și nu le-ai dat voie să te facă fericit sau fericită, spunând că n-ai timp. Au trecut ani din viața voastră și v-ați zgârcit la plăcerile sufletului, spunând, lasă că astăzi n-avem. Vor trece zile din viața voastră în care veți ajunge să vă căutați,
sănătatea pe care ați pierdut-o pentru că n-ați știut-o prețui. Și odată cu sănătatea pierdută apare și suferința, pentru că acest corp care îți este dat să poarte în el sufletul în care stă ascunsă demnitatea lui Dumnezeu, nu l-ai îngrijit la timp, nu l-ai prețuit și n-ai știut să-l pui în valoare. Știți, vă spuneam de hainele pe care le aduceți acasă. Nu haina este cea care face pe om. Scria în multe cărți că omul, înainte de a intra în locuință, să scuture haina, ca și cum ar scutura-o de praf, ca tot ceea ce înseamnă duh rău să plece și în casă să intre cu zâmbetul pe buze și să zică pace vouă. Ați auzit probabil acest îndemn. L-ați citit probabil în multe cărți vechi. Am citit o carte din 1920 în care psihologii din vremea aceea împreună cu preoții încercau să explice cât de important este acest cuvânt atunci când intri într-o casă, să-i spui casei pace vouă, adică pace vouă gazdelor, pace vouă copiii mei, soția mea, și din acel moment orice duh rău dispare și fuge. Pentru noi, cei care trăim într-o lume mondenă, pentru noi, cei care stăm acum și ascultăm aceste cuvinte, aceste îndemnuri se par hilare, începem să râdem. Cum să spun eu, pace vouă, că râde toată casa de mine. Ia încercați să faceți asta. Ia încercați să vă luați un sfânt protector. Încercați de azi înainte, în fiecare zi, să faceți o faptă bună și să-L rugați pe Sfânt să vă fie ocrotitor. Pentru că dacă vi se întâmplă multe lucruri grele în viața voastră, vi se întâmplă pentru că nu sunteți protejați, pentru că nu participați la Sfintele Liturghii, nu participați la masluri. Și vă invit cu drag să veniți la bisericuță, pentru că începând de sâmbătă și duminică vom încerca să facem Sfântul Maslu pentru cei care sunt bolnavi și cei care pot să ne ajute pentru a finaliza lucrările pe care le avem de reconstrucție, de reparație. Îi rugăm să o facă. Revin la puterea cuvântului. Cuvântul este cel care îți construiește viitorul. Cuvântul este cel care îți organizează ziua și ți-o face mai frumoasă sau mai tristă. Este regăsit, de fapt, în modul în care tu știi să-ți organizezi viața și știi să privești partea pozitivă a ei, a zilei, în care tocmai intri, în care vei intra și pe care ai terminat-o. Și terminând-o, pentru că suntem la final de zi, să știi să-i mulțumești lui Dumnezeu că ți-a mai dat o zi din viața ta, cu bune sau cu rele. Iar în cea de-a doua zi să ți se întâmple lucruri minunate pe care tu de azi le-ai proiectat pentru mâine. Ce este sigur și ceea ce trăiești este momentul de azi. Ziua de mâine Dumnezeu știe cum va fi. De aceea tu, iubite suflete, nu uita că porți, repet, un dar suprem în tine. Iar acest dar suprem vine prin comunicarea pe care tu știi să o stabilești între minte, pentru că aici se proiectează totul, aici se proiectează prezentul, viitorul și între inima ta. Și se spune că inima este filtrul care preia multe mizerii din gândul nostru, multă informație pe care noi i-o transmitem. Am auzit de multe ori cuvântul a murit de inimă rea. Am auzit de multe ori cuvântul săracul.
A murit cu o mare durere în inimă, în suflet. Și să știți că durerile, că durerea sufletului este mai puternică decât durerea trupului. Pentru că dacă m-a durut sau mă doare ceva, pot să cumpăr o cremă, un analgezic și durerea mă va părăsi. Dacă mă doare sufletul, vă întreb acum cu ce vă tratați. De aceea, iubiții mei, în fizica cuantică suntem învățați și nu numai, și medicina integrativă și nu numai, și alte, holistică, ne spune că cei care folosesc cuvinte fără să le gândească devin propriilor dușmani. În medicina holistică ne spune și ne dă de fapt exemple, ai grijă la ceea ce spui că ți se întâmplă. Mulți dintre noi avem această tendință de a spune mă doare undeva, mă doare în cot, și s-a dovedit că toți cei care au spus asta a ajuns să-i doară și să aibă o problemă medicală acolo. Cuvintele voastre sunt ființe vii. Aș vrea ca, începând de astăzi, să le transformați în rugăciune. Când vă este rău, mulți sunteți în stări de degradare, mulți vă situați într-un moment de tensiune, de suferință. Vă rog pe toți aceștia să folosiți cuvintele ca o rugăciune. Să-i spuneți Doamne și să spuneți după mine, Doamne, Dumnezeul meu, mare e numele Tău, Cel ce-mi cunoști suferința vieții mele. Pe Tine te rog, acum în acest ceas să mă ridici din patul suferinței și al durerii și să-mi dai mie să vă spuneți numele păcătosului sau păcătoasei puterea de a-mi înălța glasul spre cer și de a-ți cere ție ajutorul, chemând lângă mine pe sfinții tăi îngeri, pe sfinții pe care eu îi pomenesc și i-am pomenit de-a lungul vieții și pe Sfântul Pancratie, ocrotitorul acestui mare dar al sufletului nostru, pe ocrotitorul Bisericii Sfânta Maria și de azi ocrotitor al vieții mele. Iubiții mei, această rugăciune a fost rostită din inimă pentru inimi. Această rugăciune v-a fost dedicată vouă, celor care mă urmăriți cu drag. A fost dedicată acelora care urmăresc această emisiune din dorința de a învăța lucruri noi. A fost dedicată și este dedicată acelora care cred că puterea lui Dumnezeu și iubirea este mai presus decât răutatea și ura și decât orice suferință. Există oameni care mor pentru că nu cred în șansa vindecării lor. Și există oameni, deși bolnavi foarte grav, care trăiesc pentru că nu acceptă moartea și pentru că spun și transmit în univers mesajul încă nu mi-am terminat povestea vieții, mai am încă ceva de făcut, au motivația pentru care să lupte și reușesc să învingă, încât chiar medicina, medicina alopată, medicina tradițională, se întreabă cum e posibil ca acești oameni să sfideze, de fapt, învățătura pe care noi, de-a lungul anilor, am primit-o la facultate și să constatăm că, prin puterea spiritului lor, a sufletului lor, sunt mai puternici decât boala care a încercat să-i învingă. Să țineți minte ce vă spun, că nimeni și nimic nu vă poate învinge, decât doar dacă voi
acceptați că ați fost învinși, că nimeni și nimic nu vă poate opri din credința, din dragostea și iubirea pe care o puteți acorda lui Dumnezeu și sfinților. Și iată că prin puterea rugăciunii mele, prin prezența mea pe micul ecran și prin faptul că v-ați dedicat puțin din timpul vostru valoros, v-am adus în casa voastră un sfânt sărbat, iubit și amintit de Biserica Ortodoxă pe 9 iulie, Sfântul Dorințelor. Îl rog pe Sfântul Pangratie, rog pe Maica Domnului și pe toți sfinții pe care îi aveți și sunt mărgăritare în ceruri, să vă binecuvinteze viața, să vă ocrotească, să spuneți amin, să vă dorească viață îndelungată, să fiți fericiți și să nu dați voie nimănui să vă jignească, să vă aducă nefericire, să nu dați voie nimănui să se atingă de demnitatea pe care Dumnezeu a așezat-o în sufletul vostru, să vă considerați copii și fii ai Universului, copii al lui Dumnezeu, pentru că pe fiecare dintre noi ne-a dus în această lume cu un scop și acela este de a fi fericiți, de a reuși să aducem altora fericire, de a reuși să construim ceva frumos și să lăsăm ceva frumos în urmă. Iubiții mei, este atât de scurtă viața, este atât de obositoare pentru mulți dintre noi, pentru că așa ne-o construim, așa ne-o facem, dar dacă știm să înțelegem și să gustăm din esența ei, o putem face frumoasă. Frumusețea vieții stă ascunsă în zâmbetul vostru, pe care îl puteți da de fiecare dată atunci când vă întâlniți cu cineva drag. Zâmbetul vostru care va înlocui și poate înlocui lacrimile care vă curg de multe ori din părerea de rău, din căință sau din durerea sufletească pe care au reușit unii să vă pricinuiască. Sunt multe familii care astăzi sunt pe punctul de a se destrăma. Sunt mulți oameni care acum zâmbesc și râd, iar peste un sfert de oră te înjură, îți vorbesc urât și se transformă și nu mai știi care este cel real, cel care ți-a zâmbit sau cel care te-a jignit și cel care te-a trimis la suferință. Răspunsul vi-l dau, cel care zâmbește, cel care râde și îți vorbește frumos este omul lui Dumnezeu, iar celălalt, deși este în același trup, este deja furat de Duhul cel rău. În acel moment, mintea lui i-a fost răpită de întunericul, nebunia și de răutatea celui care stăpânește lumea, numit diavol, demon sau cum vreți să-i numim. Există aceste două lumi. Există lumea bucuriei, a dragostei, o lume în care vii la biserică, o vedeți în imagine, bisericuța din lemn, Sfânta Maria, în care vii să te închini, în care vii să-i ceri ajutorul unui mare sfânt ce este ocrotitor acestui loc binecuvântat. Vii la această bisericuță să-ți spui necazul sfântului, punându-i un bilețel și la căpătâiul raclei îi pui biletul și îl rogi să te ajute. Mulți au venit plângând la racla cu moaște și s-au întors, nu după mult timp, să-i mulțumească cu zâmbetul pe buze și spunând: Părinte, mi-a schimbat viața.
sunt dator și vouă, iubiții mei, să vă mărturisesc din bucuria bucuriilor oamenilor care au reușit să vină și să vadă acest loc binecuvântat de Dumnezeu și de asemenea să îl aibă în casa lor pe Sfântul care le aduce mânghiere sufletelor. Aici aveți canonul de rugăciune, dezlegările celor 7 noduri ale vieții, ale blestemelor, ale farmecelor. Aveți în acest pachet al bucuriei un de lemnul sfințit pe care îl puteți folosi atunci când vă este rău. Atunci când veniți osteniți de la muncă, atunci când nu mai aveți chef de nimic, nu mai vreți să vedeți pe nimeni, atunci când aveți momente de panică, atunci când credeți că pentru voi lumea s-a sfârșit, nu este așa. Cu fiecare dintre noi, Dumnezeu are un plan, iar planul lui Dumnezeu este regăsit, iubite suflete, în modul în care știi să gândești, în modul în care știi să simți și să-ți organizezi viața și în modul în care ai capacitatea să te ridici după ce ai căzut și să reconstruiești din cărămizile care au fost aruncate în tine. O tânără s-a dus la psiholog și plângea spunându-i că a fost înșelată, că a fost umilită de cel căruia i-a jurat iubire. Psihologul i-a ridicat fruntea, i-a șters lacrimile și a spus să nu regreți ceea ce ai pierdut, că de fapt n-ai pierdut nimic. Cel care a pierdut este cel care te-a înșelat și te-a părăsit. De ce? Pentru că aceste lacrimi ale tale vin să mărturisească un suflet și o inimă pură care a fost predată printr-un jurământ în fața Sfintei Mese, în fața Sfântului Altar, un jurământ solemn până la moarte, să te slujească, să te iubească, să te respecte și acest lucru nu l-a făcut, l-a încălcat. Iar oamenii slabi, care au devenit lași și au fugit de responsabilitate, nu merită nici măcar efortul nostru de a plânge. Acest mesaj l-am transmis acelor suflete care sunt astăzi triste. L-am transmis acelor tinere sau tineri care au fost trădați și părăsiți. L-am transmis acelor oameni care astăzi sunt în pragul anxietății și a depresiei și am venit și vin să-i ridic și să le spun, nu vă pierdeți, chemați-L în ajutor pe Dumnezeu, rugați-vă sfinților, rugați-vă arhanghelilor, rugați-vă puterilor cerești și chemați în ajutorul lor, vostru. Pentru că există, iubiții mei, o justiție divină la care puteți apela fiecare dintre voi. Este suficient să spui, apelez la justiția divină să facă dreptate în viața mea, știind că ai fost pedepsită, pedepsit, judecat sau judecată pe nedrept și veți vedea că prin cuvintele voastre ați creat, de fapt, acel moment în care justiția divină vă va asculta, vă va înțelege durerea și vă va face dreptate. Să nu uităm, în schimb, un lucru, că tot ceea ce ni se întâmplă de multe ori, fără voia noastră, să nu uităm că de multe ori ni se întâmplă lucruri pe care noi ni le-am dorit
să nu le avem, să le pierdem. Să știți că dacă acest sentiment l-ai trăit sau îl trăiești că ai fost învins, nu trebuie să te întristezi. Înseamnă că așa a vrut Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care cunoaște, iubite suflete, ceea ce se va întâmpla cu tine peste o zi, peste 2 ani, peste 5 ani. El știe în planul Lui pe cine trebuie să ți-l trimită sau pe cine trebuia să ți-l trimită. Dumnezeu este Cel care a creat universul și își va aminti de tine în momentul în care tu, cel care astăzi ești căzut, te vei ridica, îți vei șterge lacrimile și vei spune de azi înainte: nimeni și nimic nu mă va putea învinge. Vă recomand cu dragoste să citiți cărțile pe care le vedeți aici. Să citiți aceste cărți care sunt de fapt balsam pentru suflet. În aceste cărți mă puteți asculta în continuare. Prin aceste cărți, iubiții mei, vă puteți dărui sufletului vostru bucurie. Aceste cărți le puteți dărui ca semn de prețuire copiilor voștri, nepoților voștri, persoanelor pe care le iubiți. Nu cred că există un dar mai frumos. Tu, soție, sau tu, soțule, să obții cartea Te iubesc și cu un trandafir, în cazul soților, să-i o dai soției și în cazul soțiilor, cu un mesaj: această carte este pentru tine, dragul meu. Aceste cuvinte creează vibrații înalte. Aceste cuvinte sudează fisurile din relația voastră. Aceste cuvinte devin o rugăciune a sufletului. Aceste cuvinte devin ființe vii și ele vă vor salva și vă vor ridica din momentele de tristețe, vă vor ridica din suferință și vă vor ajuta, iubiții mei, să nu uitați, să deveniți mai puternici. Eu vă voi da un canon. Vă voi da un canon pe care l-am dat de fiecare dată celor care m-au cunoscut, care m-au urmărit la televizor, care au venit până la biserica din Lemn, Sfânta Maria din Voluntari. Și acest canon este de a fi fericiți. Vă doresc să fiți fericiți toată viața și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Gândiți-vă că aveți șansa în viața voastră să ajungeți la un sfânt și nu numai la el. Bucureștiul este împânzit de sfinți. L-avem pe Sfântul Dimitrie, pe Sfântul Nectarie, pe Sfântul Calinic de la Cernica, pe Sfântul Nicolae, mâna lui, și mulți alți sfinți, și pe Sfântul Pancratie, Sfânt al Dorințelor. Veniți, iubiții mei, oriunde ați fi. Lăsați distanța. Lăsați gândirea aceasta că e departe. Veniți și vă închinați și cereți-ne sfinților ajutorul ca ei să vă sfințească viața, să vă sfințească mintea, să vă sfințească, iubiții mei, prezentul și viitorul, ca voi să trăiți într-o armonie și într-o dragoste deplină cu El, cu sfinții și cu cei pe care îi aveți în casă și cărora le-ați adus starea de pace și de bucurie, spunându-le atunci când ați intrat în casă, în casa voastră: pace vouă. Același mesaj vi-l transmit și eu în această emisiune: pace vouă, iubiții mei. Și voi să spuneți amin. Amin înseamnă așa să fie. Vă transmit toată dragostea, tot gândul cel bun.
să vă binecuvinteze Dumnezeu viața cu sănătate, cu bucurie, cu dragoste, cu fericire. Și nu uitați canonul să fiți fericiți. Vom încheia această emisiune rugându-ne lui Dumnezeu împreună, iar după emisiune, după o scurtă pauză, va fi probabil o altă emisiune în reluare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fiți binecuvântați, dragii mei, vă aștept cu drag să ne întâlnim la bisericuță și de ziua Sfântului pe 9 iulie. Doamne ajută-ne!